Lucrarea să le aducă deja bani. Nu sună foarte academic, din păcate, dar sună, cum să spun, mult mai practic. Sunt pregătiți pentru viață. Sigur că o să le predau într-o manieră academică, cu toate mijloacele academice, cu toată diplomația și așa mai departe, dar finalul, ținta, este că îi voi puncta cel mai tare pe cei care vor aduce bani. Și atunci cred că mi-am atins nu numai partea de învățământ, dar am reușit să se realizez din 170 oameni de afaceri. Ok, eu îți mulțumesc că ați fost în această seară prezenți aici la noi, ați venit toți de la examen. Îți mulțumesc și ne mai vedem în cursul semestrului. Sunt Nicoleta Țăranu. Înainte de a încheia, după cum v-am învățat, vreau să vă fac un scurt sumar al acestei săptămâni. Am văzut că tema privind medicii de familie și încotro acestei servicii medicale este o temă dezbătută și arzătoare. Colegul meu, Florin Ghiurițan, vă invită mâine exact la această temă, încotro activitatea acestor medici de familie. Și în această seară, la emisiunea colegii mele, Rada Murar, au dat mulți telespectatori telefon. Sunt îngrijorați ce se va întâmpla mâine, veți avea invitați de la Colegiul Medicilor și ei vor încerca să vă lămurească ce se va întâmpla cu activitatea medicilor de familie, unde vă veți putea adresa dumneavoastră pacienții, dumneavoastră oamenii bolnavi, unde veți merge de acum încolo. Miercuri eu vă invit la o emisiune de agricultură și invit pe toți legumicultorii. Invitatul meu va fi domnul profesor Silvia Pahidean, prodecanul Facultății de Horticultură, dânsul de fiecare dată va oferi informații utile și interesante. Vom vorbi despre producerea răsadurilor și alte informații pe care dumneavoastră veți dori să le obțineți de la dânsul. Va fi o emisiune mai lungă pentru că Ioana Roman, colega mea, are examen, este studentă și nu va avea emisiune sportivă. În săptămâna viitoare, din nou, veți avea un scor final, dar miercuri, două ceasuri, vom fi împreună cu dumneavoastră gospodari. Joi, colegul meu, Mircea Giurgiu, va invita de asemenea la o dezbatere. Prețurile cresc vertiginos, dar salariile stau pe loc. Care este poziția sindicatelor privind această creștere vertiginoasă a prețurilor? Deși bietul dolar șchioapătă și scade, totuși prețurile cresc. Mircea Giurgiu vă invită la o dezbatere atât pe dumneavoastră cât și pe liderii principalelor sindicate din județul Cluj. După care Cristina vă așteaptă ca de obicei la Tom Nomad și va fi prima aniversare în direct la Europa Nova. Vrem să lansăm și noi o modă, Happy Birthday la Europa Nova. Iar vineri veți avea din nou ocazia să vă întâlniți cu Maria Mateș, colega mea, și muzica populară. Pentru că este foarte, foarte târziu, mi-arată colegii mei, apăs și pe accelerație. Vă spun la revedere, cu mine vă întâlniți din nou miercuri și am să mă străduiesc să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă cu acești tineri care vor fi oamenii de afaceri de mâine, care și eu ar trebui să mă duc și să învăț cum se fac banii. Eu vă spun la revedere și ne vedem miercuri. Thank you.